Bine v-am regăsit, dragilor, la cea de-a doua ediție emisiunii Lumină din Lumină. Am venit în Codrile Pușnei, am venit la Mănăstirea Căpriana, pentru că dorim să găsim Sfințenia. Și Căpriana pare a fi un loc potrivit, un loc în care de aproximativ 600 de ani Sfințenia există. Mănăstirea a fost atestată documentar pentru prima dată la 1429 și de atunci și până acum, cu o doar mică întrerupere de aproximativ 30 de ani în perioada sovietică, aici a existat duhovnicie. Aici există în continuare duhovnicie. Mănăstirea a fost ridicată sub Alexandru cel Bun, apoi reconstruită sub Petru Rare și Ștefan cel Mare s-a numărat printre ctitorii care au contribuit, apoi Vasile Lupu, apoi Alexandru Lăpușneanu și o serie de oameni luminați ai locului au încercat aici să nu lasă flacăra ortodoxiei să dispară și nu a dispărut. Mai mult decât atât, chiar dacă e să căutăm Sfințenia, aici este un loc potrivit, pentru că aici, printre altele, și-a avut începutul și Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove sub Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodoni, astăzi Sfântul Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni, ale cărui moaște sunt în biserica din spate. De fapt, haideți să vorbim despre Sfințenie. Cine sunt Sfinții? De ce ne închinăm Sfinților? Cine, până la urmă, decide că, de exemplu, Mitropolitul Gavril este Sfânt? Și dacă asta se întâmplă, care dintre noi, dumneavoastră, eu sau oricine altcineva, ar avea șansa să calce pe calea Sfințeniei? Haideți să înțelegem acest lucru, haideți să discutăm cu cel de-al șaselea stareț al acestei mănăstiri după reînființarea ei, de după anii 90, cu părintele arhimandrit Filaret Cuzmin, care ne va explica tot ce trebuie să știm. Pe vlăstarul cel odrăzlit al ortodoxiei și pe întăritorul dreptei credinței. Haideți așadar să înțelegem ceea ce ne-am propus să înțelegem. Noi suntem acum într-una din cele două biserici ale Mănăstirii Căpriana, acolo unde este și racla cu moaștele Sfântului Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Pentru mulți dintre noi, nu numele de Bodoni, de ce se leagă? Se leagă poate de un bulevard din Chișinău, se leagă poate chiar de oarecare cunoștințe istorice, dar dacă stăm să ne uităm aici, este chiar trupul mitropolitului, trupul Sfântului. Sfântul. Ce este un Sfânt până la urmă? Cine poate fi Sfânt? Cine decide că cineva este Sfânt? Eu, dumneavoastră, oricare dintre noi am putea fi Sfinți? Mi se pare că am rostit o blasfemie. Haideți să încercăm să lămurim lucrurile și să încercăm să primim răspunsurile cuvenite de la nimeni altul decât starețul Mănăstirii Căpriana, arhimandritul Filaret Cuzmin. Părinte, mulțumim mult pentru că ne-ați primit. Bună ziua, bine ați venit. Să mă iertați că o să am așa o vorbire poate un pic mai laică, așa ca oricăruia dintre noi, dar nu ne place să ținem praznicile, să ne închinăm Sfinților, să le cerem ajutorul. Dar poate că unii dintre noi nici măcar nu știu exact cum anume cineva e Sfânt. Oamenii au unor îndoieli. Ștefan cel Mare, cum poate fi el Sfânt? Că doar știm, a luptat, a mai tăiat capete, a mai ucis. A mai avut poate copii și pe lângă căsnicie. Cum poate fi Sfânt? Cum poate fi Sfânt, iată, cel ale cărui moaște se află în această raclă? Ce e Sfințenia, Părinte? Sfințenia este o dobândire a Harului Duhului Sfânt. Dacă ne uităm după spusele Sfântului Cuvios Serafim de la Sarov, ce este mântuirea? Ca să dobândească creștinul, omul de rând, Harul Duhului Sfânt. Asta este o tendință a noastră, a ortodoxilor, care noi tot timpul, tinzând ca să dobândim Harul Duhului Sfânt, aceasta înseamnă că noi, mai întâi de toate, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. El ne spune și în Sfânta Scriptură, căutați mai întâi Împărăția Cerurilor și apoi toate celelalte vouă se vor adăuga. Drumul acesta, sau dacă putem rosti așa, goana după cele sfinte, trebuie să fie foarte echilibrată. Foarte echilibrată, fiindcă să nu ajungem într-un fanatism care pe urmă nu ne dăm seama unde am ajuns, care noi avem astăzi diferite cazuri care cred dânși că sunt corecți, dar până la urmă ajung să nu pomânească nici ierarhul locului, nici biserica să nu frecventeze că acolo nu știu ce au văzut și nu le-au convenit și așa mai departe. În ceea ce, dacă ne referim direct la Sfântul Ierarh Gavril Bănulescu Bodoni, atunci acest om care a trăit pe lume ca și noi, că toți sfinții au fost oameni ca și noi, a fost cu o râvnă deosebită pentru cele sfinte. În primul rând, din copilăria lui, în care s-a născut din părinții Grigorie și Anastasia, iată, ei
l-au învățat pe dânsul mai întâi frică de Dumnezeu, adică să-L cunoască pe Dumnezeu, așa pe înțelesul lui de atunci. Fiindcă nu poți unui copil să spui mare filozofie, că și astăzi noi îndemnăm, de exemplu, când vin în biserică mulți copii mici și părinții cei se străduie ca să-l țină cu sila pe copilul și ala să stea la slujbă și așa mai departe. Dar noi le lămurim că nu este nevoie, copilul nu are nevoie de străduința sau de ostenelă cea care o are unul mai matur, fiindcă copilul este nevinovat, mai ales dacă este copilul până la 7 ani, când ne spune nouă biserica și ne învață că copilul poate să se împărtășească până la 7 ani în orice zi, orice sunt în liturghie. Care maturul este nevoie ca el să aibă niște restricții, este nevoie ca el să păzească zilele de post, nu se apropie cu hăbărnicie față de cele sfinte. Și atunci, iată și Sfântul Ierarh Gavril, fiind insuflat de la părinții lui dragostea aceasta spre Dumnezeu, el s-a străduit ca în viața lui să o dobânească cât mai mult. Așa s-a trezit lui curiozitatea pe baza unchiului său, care l-a dus să facă studii pe atunci, că cunoaștem că nu erau școli cum sunt astăzi ori și unde, care, iată, ajutându-l unchiul său ca să dobândească știință de carte, i-a și strânit această dorință, voință de a învăța Sfânta Scriptură. De aceea ajunge dânsul chiar și la Kiev, unde Sfântul Ierarh Pietru Movilă, compatriotul său, a fost întemeiată Academia Teologică din Kiev, el ajunge să învețe în această academie, care, cu pronia lui Dumnezeu, mai târziu, ajunge și dânsul mitropolitul Kievului acolo. Vedeți că Dumnezeu, într-un fel, când omul îl cinstește și este sincer cu Dumnezeu, Dumnezeu așează lucrurile în așa fel încât este multe ori spre uimirea noastră. Dar întorcându-mă înapoi și spunând, având în vedere desfințenia, iată, mai întâi de toate, spuneam că trebuie să fii sincer cu tine însuți. Atunci când ești sincer cu tine însuți, poți fi sincer cu Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu niciodată omului nu-i pune greutate pe spatele lui să ducă și aici, nu poate. Asta niciodată nu există. De aceea, Sfântul Ierarh Gavril Bărănescu Bodone i-a fost rânduită o cruce, nu ușoară, dar după puterea lui de a o duce. Pentru aceasta i-a dat și posibilitatea ca să vii mai târziu să devină un om foarte învățat, care cunoștea 7 limbi la perfecție, care aceasta a ajutat enorm Biserica lui Hristos, ca dânsul mai târziu să ajungă traducător diferit, din diferite limbi a cărților bisericești și să fie de folos general creștinilor ortodoxi toate lucrările lui care au fost făcute. Iată, spuneam că el mai târziu ajunge să fie călugărit la Constantinopol, după aceea el ajunge pe insula Patmos, unde stă 3 ani de zile și învață limba greacă veche. După aceea el se întoarce înapoi în țară, că el avea ca duhovnic pe mitropolitul Gavril Calimachi la Iași. Și iată, mitropolitul Gavril Calimachi îl hirotonește ierodiacon și ieromonah și se începe activitatea lui pastorală, dacă putem spune așa, ca predicator, fiind și numit la mitropolia din Iași ca predicator. Și iată, cunoaștem prea bine că atunci era și regimul fanariot, care erau mulți arhierei greci, cum a fost și la noi prin Basarabia, mulți ierarhi numiți ruși, care nu cunoșteau limba și așa mai departe. Dar iată, până la urmă, Sfântul Ierarh ajunge hirotonit episcop în 1792, dar aceasta a fost tăman în perioada primului război ruso-turc și iată că el în decembrie, fiind hirotonit în data de 30, în 1791, dar în 92, adică 1792, este numit pentru prima dată mitropolitul Moldovei și a Valahiei. Nu este dat ierarhului Gavril să ducă mult această ascultare, fiindcă a fost numit de către Biserica Rusă, fiind hirotonit episcop de Biserica Rusă, dar odată ce s-au înțeles turcii cu rușii și au împărțit teritoriul în care se luptau, iată că acest ierarh a fost numit de către ruși acolo. La 12 iunie, seara, este arestat la comanda sultanului prin Alexandru Moruze, 100 de soldați. Uitați-vă echivalentul că Mântuitorul Hristos în grădina Ghețimane a venit cu 1000 de soldați să-l aresteze. Pe Sfântul Ierarh îl arestează cu 100 și îl duc la
Constantinopol, înălțând după unii 6 luni de zile în temniță, în pușcărie, după alții, după documente care am găsit noi mai exact, 4 luni de zile. Și atât, în toată perioada aceasta, Sfântul a fost chinuit într-un fel ca să se lepede de ierarhia rusă și să devină ierarh al Bisericii Greșești. Fac paranteză și spunem că asta aceeași problemă avem cu Kievul, cu Mitropolia de acolo, cu Patriarhia Ecumenică. Și iată, vă să zic că Sfântul nu a cedat și după acele 4 luni de zile sau 6, câte aș fost în realitate, el este eliberat și numit Mitropolitul Ecaterinoslavului sau Dnevopetrovskul de astăzi din teritoriul Ucrainei. După 4 ani de zile, după 6 ani în cer scuză, asta a fost eliberat în 1793, iar în 1799 este numit Mitropolitul Kievului și a Galației. Sau Galiții, cum era numit atunci. Și iată, 4 ani de zile a fost Mitropolitul Kievului. Eu pot continua cu descrierea vieții lui, dar aș vrea să mă opresc la sfințenie. Fiindcă, necătând la toate aceste ranguri sau grade bisericești care le-a avut Sfântul, el până ajunge ierarh a fost multe locuri numit ca director de liceu sau prorector, cum este spus la noi, de seminare și așa mai departe, care dânsul, cunoscând 7 limbi la perfecție străine, era profesor. Însuși, adică el s-a dedat științei în același timp, fiind și călugăr, și preot, și mai târziu ierarh. Care, dacă noi ne uităm mai târziu în istoria vieții lui, vedem când ajunge el la Chișinău în 1812, în 1813, în data de 3 septembrie, primește documentul de înființare Mitropoliei Chișinăului și a Hotinului, de atunci că era mult mai mare decât astăzi Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldovă, după cum este titlul, iată că Sfântul deschide la Chișinău tipografie bisericească, care dânsul traduce din limba slavonă pentru prima dată slujba de vecernie și utrenie a încinstea acoperimântului Maicii Domnului. Și iată, cu binecuvântarea dânsului, a Sfântului, se începe a prăznui aici, în teritoriul Basarabiei, pentru prima dată această sărbătoare, care astăzi este hramul orașului Chișinău. Iată. Și iată, multe lucruri care le-a făcut. Dar din viața lui personală spunea chiar dânsul singur că dacă simțea că el a obișnuit, dacă pot zice așa, sau a necinstit cu cuvântul său pe cineva, nu punea capul pe piernă până ce nu se ducea să se împăca cu acela. Adică să înțeleagă, îi dovedea că el nu i-a vrut rău, a vrut să-i explice un lucru care dânsul atunci nu l-a înțeles și s-a supărat. Și multe alte lucruri. Dar dacă vorbim înainte de moartea lui, când a trecut la Domnul în 30 martie 1821, atunci el cu o săptămână înainte a spus ucenicilor săi din jur că eu foarte de grab voi pleca la Domnul. Acum aștept liniștit vocea Domnului care foarte de grab mă va chema la dânsul. El singur a spus ziua când pleacă la cele sfinte. Iată, un om mai departe de Dumnezeu nu poate să cunoască lucrurile acestea. Și încă o dată zic că dobândirea de cele sfinte este străduința de a trăi fără păcat. Iată, dar nu neapărat atingerea perfecțiunii, pentru că sunt unii care se sperie și spun eu așa păcătos n-am să pot fi niciodată sfânt. Ori noi vedem, ne-ați descris viața unui personaj ale cărui rămășițe pământești sunt acum aici, care a trăit ca un om, care a suferit ca un om, care însă nu s-a dezis de cele ale credinței și care a făcut tot ceea ce a putut. Spuneați că Dumnezeu niciodată nu va pune în povara omului mai mult decât poate omul să ducă și Dumnezeu va fi întotdeauna alături. Și atunci cum trebuie să ne uităm noi la această cale a sfințeniei? Nu, este și poruncă în Scriptură, fiți sfinți, precum și Tatăl vostru din Cerul Sfânt este. Putem fi sfinți? Adică există în posibilitatea fiecăruia dintre noi o cale, să spunem, asemănătoare? Eu știu, țin minte, fac o mică paranteză, că am stat de vorbă la un moment dat cu o rudenie a uneia dintre sfinții români, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, am stat de vorbă cu verișoara lui, care ne povestea cum se juca cu el când actualul sfânt era un simplu copil. Și stăteam și mă întrebam, oare cum? Cum este să fii verișoara unui sfânt? Da,
Mi-e greu să vă răspund la această întrebare cum ar fi, dar întorcându-mă la Sfântul Ierarh, eu nu cred că Sfântul Ierarh a făcut în viața lui spunând că iată, eu să ajung sfânt, să ajung sfânt. El se străduia să facă voia lui Dumnezeu. Adică să aducă la cunoștință pe multora pe Dumnezeu. S-a străduit, el a tradus din limba slavonă Biblia care a fost tipărită în tipografie de la Chișinău. Peterburgul l-a rugat și a tipărit în tipografie care el a înființat-o la Chișinău, chiar în limba slavonă, o ediție a Bibliei care a fost pentru ruși făcută. El toate acestea le-a făcut nu cu scopul că iată eu când plec la Dumnezeu sau când e sfârșitul vieții lui, el ajunge sfânt. Nu i-a fost gândul ăsta. Și nici unuia din astăzi, și astăzi sunt oameni care cu aproape față, foarte de Dumnezeu și cu nevoință mare, dar nici unul nu spune că iată eu sunt sfânt. Că dacă auzim de ăștia, înseamnă că deja el își pierde străduința lui. Fiindcă omul prin smerenie, când el spune că eu sunt cel mai mare păcătos, cum este acum tot se găsește foarte multe cărți scrise despre un preot Nicolae Gundeaev, care el spune că era un preot extraordinar, un preot de mir, era de la parohie, care el tot timpul spunea, rugați-vă pentru mine păcătosul, care el avea aproape 90 de ani vârsta, care știa foarte bine lumea, se ducea și îl întreba, ce să fac, părinte, să plec să-mi fac operația cutare, care e destul de complicată. Și este video, cum zic și dânsul, să te strădui cât este vremea caldă ca să ajungi să-ți faci operația până ce vine frigul. Adică atât de concret dădea răspunsurile și nu omul acela nu greșea nimic. Exact, era foarte rezultatul pozitiv după aceasta. Și niciodată dânsul nu a spus că iată, el este sfânt, dar spunea că este păcătos. Iată, acest gând de smerenie pe omul îl înalță. Așa și ne spune Sfânta Scriptură. Cel ce se smerește se va înalța, cel ce se mândrește, Dumnezeu îl smerește. Adevărat. Și dacă stăm să ne amintim, poate primul om, să spunem așa, care a auzit din gura lui Dumnezeu însuși că va intra în rai, a fost în mod surprinzător un tâlhar. Tâlharul de pe cruce. Știm bine că Mântuitorul a fost răstignit de doi tâlhari, unul dintre ei a început să-l batjocorească, să-l ispitească pe Hristos, spunându-i, păi cum ești tu, Fiul Dumnezeu, de ce nu trimite tatăl tău legiuni de îngeri să te salveze? Și cel al doilea tâlhar îi spune, lasă-l, pentru că acela este răstignit pe nedrept spre deosebire de noi. Și iată, abia atunci Hristos reacționează și spune, adevărul spun ți-l, astăzi vei fi cu mine în rai. Raiul se deschide cu un tâlhar. Ce trebuie să înțelegem noi? Ce merit a avut acest tâlhar până la urmă? Dacă după viață, ticăloșie, iată, aude de la și o răstignire pe drept, aude de la Hristos însuși că va intra în rai. Nu este altceva decât recunoștința, vă spuneam mai înainte. Fiindcă omul când este recunoscător față de Dumnezeu, Dumnezeu tot timpul își aduce aminte că l-a făcut pe om cu slăbiciuni. Fiindcă și Apostolul Pavel spune că Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciuni. Atunci când omul îi pare că nu mai are izbândă din anumită circunstanță sau anumită nevoie, iată atunci îi vine rezolvarea problemei omului. Dar vă spuneam și de multe ori spunem și noi aici, în această mănăstire, că Dumnezeu când l-a creat în genere pe om, prin Adam și de la Adam toată omenirea de astăzi, a făcut o regulă foarte bine echilibrată, care Dumnezeu nu a călcat-o deloc. Cu regret, omul de multe ori a călcat-o. I-a dat voință liberă. I-a spus omului ce să facă. I-a dat tot absolut să stăpânească, cum spune Sfânta Scriptură, și peștii mărilor, și păsările cerului, și așa mai departe. Un singur lucru să păzească, pomul din mijlocul raiului să nu se atingă de dânsul. Iată curiozitatea, prin îndemnul celui rău, curiozitatea aceasta care l-a vătămat sau l-a omorât până la urmă, că păcatul aduce moartea sufletului, iată l-a făcut să se depărteze de Dumnezeu. Dar dacă Adam spune atunci, când îl striga Dumnezeu, Adame, unde ești? Și recunoștea, Doamne, am călcat cuvântul Tău, poate era o altă situație. Dar astăzi, iată, suntem nevoiți ca prin sudoarea frunții noastre să redobândim starea cea de întâi. Și problema e că astăzi facem tot ca Adam. Adam, mă rog să recunoască, asta a încercat este. Să-l acuze pe Dumnezeu indirect, să-i spună, Doamne, femeia pe care Tu mi-ai dat-o. Da, eu nu sunt vinovat. Da, ei de vină, dar Tu ești de vină că mi-ai dat femeia, așa, Doamne. Așa se întâmplă și astăzi când îl întreb pe un creștin că de ce lipsește una sau două sau trei sau colunele din biserică, multe ori spună că
este foarte ocupat cu serviciu, că are foarte multe deplasări, că are foarte multe ocupații, dar în realitate, dacă s-ar gândi bine, iar ajunge acele două ore, de exemplu în mănăstirea noastră, ca și în multe altele, se începe liturghia la ora 9. Nu numai punem să vină la vecerni, seara, la priveghere, sau dimineața la ora 8, când în cursul, adică duminica se începe acatistul, ceasurile, sau în cursul săptămânii, când începem la ora 7 dimineața, la 6 și ceva, deja părintele la altar este în altar, pregătind Sfântă Proscomedie. Nu obligăm și nu obligă pe nimeni așa. Dar dacă ar veni trezirea aceasta a simțului, fiindcă noi în rugăciunea de dimineață o avem tot timpul rugându-L pe Dumnezeu ca să ne păstreze simțul corect, fiindcă dacă noi simțul omenirii îl pierdem, este grozav. Ajungem să fim ca animalele de rând, care lor nu li s-au dat rațiune, nu li s-au dat gând. Pe noi Dumnezeu ne-a împodobit cu alt fel de lucruri care ne-a pus, foarte simplu spus, împărați a făpturilor lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu a făcut această împărăție și la urmă i-a dat-o omului fără nicio ostineală. L-a făcut pe om și a spus, uite, este a ta. Cine astăzi din noi să ducă să cumpere o casă cât de luxoasă n-ar fi și să-l ia pe primul întâlnit în drum și să-i dea cheia și să spui că uite, asta este a tău. Nu cred că găsim astăzi cu regret de felul acesta. Dumnezeu a fost și este și va fi tot timpul același. Nu se modernizează Dumnezeu. Noi, omenirea, ne îngăduiește nouă Dumnezeu ca să se dezvolte știința, să zburăm pe lună, să ajungem cu diferite tehnologii avansate. Dar aceasta este dată numai ca să înțelegem că noi totuși suntem limitați cu mintea. Că nu toți ajung să înțeleagă tehnologiile atâta de amănunt. Sau un proces, de exemplu, să luăm a unei infecții. Când ne îmbolnăvim de o viroză sau o altă problemă mai serioasă, nu cunoaște oricine, numai medicul specializat în domeniu. El știe ce preparat să administreze, știe cum să facă cura de tratament ca să-ți fie ție bine după asta. Și atunci lucrurile se lămuresc foarte clar, fiindcă noi, ceea ce poate face medicul, nu putem face noi, ce putem face noi, nu poate face medicul. Și așa, împletindu-ne unii pe alții, împlinim legea lui Hristos. Dacă am ținut cont de așa, asta ar fi lucrul minunat în viața noastră. Mă bucur că ați adus în discuție inclusiv medicii, pentru că în calendarul nostru ortodox există sfinți medici, sfinți militari, printre apostoli au existat sau evangheliști, personaje care la vremea respectivă nu erau prea bineînțelese, cum ar fi Vameșul, de exemplu. Dar ce ni se arată aici e că e loc pentru fiecare și o cale pentru fiecare. Și așa cum mergem la medic să cerem un ajutor, la fel de bine mergem uneori la un sfânt să cerem un ajutor. Și atunci întrebarea este, noi de fapt cui ne închinăm? Ne închinăm mitropolitului, sfântului Gavril Bănulescu Bodoni sau lui Dumnezeu care și-a arătat lucrarea prin acest sfânt sau prin alți sfinți sau prin toți sfinții, unii neștiuți chiar, nici măcar nu știm că am avut durată de a face cu vreun sfânt. Vedeți că Sfânta Scriptură ne spune clar că nu poate fi mai mare slugă decât Domnul Său. Este foarte clar spus. Noi, închinându-le Sfântului Ierarh, îl rugăm pe dânsul să mijlocească fiindcă El pentru noi, fiindcă El a ajuns deja în Biserica Triumfătoare, adică în ceruri, în rândul sfinților, care El de acolo poate, fiind mai aproape de Dumnezeu, fără păcat, să mijloșească pentru noi care ne luptăm cu păcatul încă. Iată ce facem noi închinându-ne la moaștele unui sfânt. Nu îi spunem că El este Dumnezeu, că Dumnezeu, El nu ajungea sfânt fără Dumnezeu. Adică ceea ce căutăm și noi, dar în mai puțină măsură. Poate El a făcut mult mai multe decât de noi, și asta este clar, care biserica, într-un fel, l-a recunoscut că de la Dumnezeu, de mult El și din viață, a Lui fiind Dumnezeu, i-a arătat proate Lui, fiindcă v-am spus numai ce cunoștea sfârșitul Lui, când va trece la cele veșnice. Adică nu poate un om de rând, cum am spus, fără Dumnezeu, dacă mă pot exprima așa, să cunoască lucruri de felul acesta. Înseamnă că e foarte bine că lămurim un lucru care
poate pe undeva pe mulți ne dumerea. Noi când ne închinăm unui sfânt, nu îl slăvim pe personaj, ci lucrarea lui Dumnezeu. Slăvim pe Dumnezeu că a lucrat prin acel personaj. Bineînțeles că personajul are meritele sale, dar aici vreau să vă întreb, până la urmă, cine decide, de exemplu, că Mitropolitul Gavril este sfânt, sau că Ștefan cel Mare a fost sfânt, sau că, iată, cu Viața Gafia de la Cușlăuca, de exemplu, da, trece în rândul sfinților. Biserica decide, oamenii simt, cine, cum rânduiește această consacrare, să spunem, a cuiva? Mai întâi de toate, este lucrarea lui Dumnezeu prin oameni, fiindcă se naște o evlavie, o cinste în popor față de un anumit personaj, în cazul Sfântului Ierarh Gavril, care noi cunoaștem că a făcut foarte, foarte multe pentru biserică și pentru societate din timpuri ale lui. La fel și Fericita Gafe o cunoaștem că prin minune a săvârșit, mulți s-au vindecat acolo. Eu v-am spus dumneavoastră și un caz cu Sfântul Ierarh, cum am trecut noi prin experiență, înainte de a fi canonizat, la mormântul lui, în cripta unde se odihnea atunci. Și iată, până la urmă, născându-se evlavia aceasta și mai mare în popor, atunci deja se strâng diferite dovezi. Mai ales în cazul Sfântului Ierarh Gavril s-a luat în considerație viața lui și ceea ce a făcut el pentru biserică, cum a fost el ținut în temniță, în pușcării pentru biserică, care îl obligau să se lepede de biserică, înțelegeți? Astea sunt niște lucruri de martirie, adică de chin care le-a suferit. Și nu a clevetit și nu a spus, Doamne, de ce mi-ai dat așa? Nu a zis nimic, a răbdat cu smerenie. Pentru aceasta Dumnezeu i-a dat și mai multă putere și a fost de folos bisericii și mai mult, care după această evlavie care se naște în popor, cum v-am zis, se ridică pe baza dovezelor strânse întrebare la episcopat, la episcopul locului, în cazul nostru, la Mitropolia Chișinăului și al întregii Moldovei. După aceea se dau documentele, în cazul nostru, depinzând de Patriarhia Moscovei, la Comisia de Canonizare a Moscovei. Este comisia noastră întâi a Republicii Moldova, a Mitropoliei Moldovei. După aceea se înaintează documentele acolo. Noi, de exemplu, cu canonizarea Sfântului Ierarh sau trecerea rândului Sfinților Sfântului Ierarh, am așteptat 10 ani de zile, acumulând toate aceste documente, până și s-au judecat fiecare mărunțuș din viața Sfântului. Cunoaștem multe momente când, unde a fost Sfântul din viața lui, care, cum vă spuneam, de pe insula Patmos, când acolo el a fost nevoit să întrerupă învățătura lui de limba greacă, care s-a stârnit o holieră, o boală grozavă, care era foarte molipsitoare. Și se spune că el ajunge la Iași prin toate hanurile unde a înoptat, luând masa cu oamenii infectați, bolnavi, și el ajunge sănătos. Aceasta tot dă dovadă de ceva, că a avut o viață plăcută lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a păstrat pentru lucruri mult mai importante care urmau să le facă. Înțeleg. Iată, vedeți, lucrurile lui Dumnezeu niciodată nu coincide cu ale omului. Adică când omul se socoate cu Dumnezeu, este foarte bine, dar când omul se pune mai presus de Dumnezeu, atunci nu ajunge nicăieri omul. Dovezi de acestea avem o mulțime, dar Sfântul s-a socotit cu Dumnezeu și l-a rugat pe Dumnezeu să nu-l părăsească, ajutându-l să se mântuiască el, cum spune cuvioasă Serafim de la Sarov, caută și te mântuiește tu singur și apoi în jurul tău se vor mântui mii. Să fie acesta cuvântul cu care să încheiem, pentru că nu am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumesc mult părintelui stareț Arhimandritul Filaret Cuzmin pentru faptul că ne-a găzduit aici, pentru că, iată, în biserica mănăstirii se află și moaștele Sfântului Gavril Bănorescu Bodoni. Veniți, închinați-vă, nu vă temeți de acest lucru. Și fac și o mică precizare. Ați auzit mai devreme că aici slujba începe la ora 9 și poate că ați urmărit această emisiune care a început și ea la 9. A fost o emisiune înregistrată, nu cumva să vă lăsați ispitiți să credeți că noi l-am scos pe părintele stareț de la slujbă. Și ca de fiecare dată la finalul emisiunii, vă rog, vă îndemn, nu vă limitați la a ne asculta pe noi vorbind. Mergeți la biserică, veniți aici, de exemplu, și închinați-vă. Și mai ales nu vă mândriți, ați aflat, calea Sfințeniei trece prin smerenie și nu vă descurajați. Fiecare dintre noi are o cale, fiecare îi se deschide ușa, fiecare poate să meargă pe calea aceasta, e doar o chestiune de alegere. Ca în Vechiul Testament, când Dumnezeu spune, iată, am pus în fața ta viața și moartea, alege, dar. Părinte, mulțumesc mult, binecuvântați. Dumnezeu să binecuvânteze și să fie într-un ceas bun. Amin.